Dacă sunteți curioși să vedeți cum e să călătorești în spațiu și să fii mâncat de un crab gigantic, asta după ce oricum ești împușcat de 100.000 de roboți care încearcă să te moare în mod constant, ei bine, nu mai e cazul, pentru că astăzi în Vertigo 2 o să afli răspunsul la toate întrebările tale. Dar înainte de asta pot să-ți dau eu direct răspunsul, este extraordinar de enervant. În punctul de față în care ne aflăm noi acum, eu nici măcar nu mă mai joc jocurile astea de plăcere, mă joc pur și simplu ca să-mi fac rău și să mă enervez în mod constant. Nu înțeleg cine face jocurile astea, dar dacă te uiți la videoclipul ăsta, sper să ai coșmarul noaptea! Poftă bună! Danger, nu mai spune că e danger aici, că cred că văd și eu că e danger aici. Ce se învârte chestia asta aici pe ceruri, Doamne să mă ierte? Cred că pe aici ar fi drumul, dar trebuie să șterg focul ăsta de la o parte. Nu cred că pot să închid un foc cu shotgun-ul, așa-i? Evident că m-am blocat, evident. Oh! Bă, dar ce de căcat e revolverul ăsta, că uite-te ce încet îți trage. Ființele astea de aici sunt pur și simplu anusuri mergătoare care trag cu flăcări în tine. Asta e teoria mea. Sparg geamul ăsta de aici, îmi bag flăcările astea în fund, le bag în fund, să-mi ia foc fundul. Astea sunt stingătoare de foc, oare? De alea mi le-a dat aici, să sting focul cu ele? Thermal activity la mine în fund, că am mâncat de la KFC o zi întreagă. Ăsta e căcatul care iese din curul meu după ce am mâncat hot wings toată ziua. Așa, se zbate, că nu vrea să iasă din curul meu. Apăs pe tastatura asta, nu merge absolut nimic. Ia uite, am mai găsit niște... Ah, că chiar scrie aici, extinguisher grenade. Deci chiar asta face, stinge focul. Am luat asta de pe grenadă, am aruncat grenada, am stins focul. Extraordinar de bine a mers. Ci că nu trebuie să stau pe chestia aia de acolo. De uite, bă, că eu stau dacă vreau să stau pe chestia asta. M-am blocat pe chestia asta. Ajutați-mă că-s blocat. Bă, vreau să plec de aici, că n-am vrut să stau pe chestia asta, bă. Unde mă duce? Dar n-am vrut să mă pun pe chestia asta, voiam să mă urc și acolo să văd. Bro, bro, lăsați-mă, dați-mi drumul de pe chestia asta. Dați-mi drumul. Ce armă șmecher am care trage cu spermatozoizi aici. Aulu, stai că împușca anusul ăsta. Dacă aș nimeri cu el, ar da o groază de damage, credeți-mă când vă zic. Mai am 50%, bro, 50% e jumate, deci e bine. Mă sparge anusul, ești nebun la cap? Dar cum dracu trag cu armele astea, că... Bă, dar ce complicat e să mă bat cu anusurile astea. Mai am 15% viață, dar mi se regenerează, ceea ce e bine. Bă, ce enervant e shotgun-ul măsii, bă! Bă, mă enervează, mă exasperează, bă, jocul ăsta. Asta e seringa, ok? Bagă-mi în ochi seringa. Dar nu vor să moară ăștia, bă. Dar e ce să le fac, bă? Așa, am pușcat cu shotgun-ul. Uite că trag și nu vor să moară. Dă-te, bă, că nu mai mă urc pe căcatul ăsta în viața mea, bă. Geothermal outpost numărul 3. Ia să vedem ce se întâmplă în acest geothermal outpost. Am descoperit 10 ani mai târziu cum se sare în jocul ăsta. Pete, 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 pete. Pete de sânge pe cămașa ta. Deci am descoperit că cel mai bine ți se face viața când îți bagi seringa direct în frunte, uite așa. Și gata, acum, mamă, cum mi-a intrat viața de toți banii. Uite, full health restored. Mamă, ce e asta, o armă nouă pentru mine? Zi, bă, pe bune, că e o armă. Doamne, am început să trag cu ea direct. Am o armă nouă, bro. Ia uite cum trage, băi, super mitra. Alieră, frate. Presupun că trebuie să umblu aici la master computerul ăsta. Deschidem lockdown-ul și se deschid toate ușile. Și dacă se deschid toate ușile, e bine că putem să ne continuăm drumul. Asta e foarte bine. Sunt domni care vin după mine să se ia la bătaie cu mine. Mamă, mamă, că vin ei spre mine? Nu, vin eu la ei să-i omor, că acum am mitraliera asta. Bă, la câte gloanțe trebuie să tragă băieții ăștia ca să-i omor? Poate trebuie să și nimeresc, ar fi fost asta o idee. Uite cum intră peste mine. Bă, sunt agasat, sunt agresat. Nu! Bă, s-a lipit de fața mea. Dă-i cu shotgun. Nu îi nimeresc nici cu shotgun-ul. Unii intră cu spatele mine. Ce naiba fac? Gata, tot shotgun-ul e bun, bă. Cel mai bun e shotgun-ul, frate. Că nu mă descurc cu celelalte arme. Mamă, 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 mamă. Stai că mă dau aici ca să-i prind. Îmi bag asta în seringa în ochi. Îi aștept aici să treacă de ușă. Și când trec de ușă îi rup. Ia uite-i. Aveți tupeu să intrați? Oh, e unul aici lângă mine. Haideți, veniți, veniți, veniți. Am luat fără gloanțe. Mai trebuie să-mi dau puțin seringă de asta. Nu! A intrat peste mine! A intrat peste mine în timp ce bag seringa! L-a spart și pe ăla. Vreau să-mi încarc arma, bă! Să-mi încarc arma vreau. Nu! S-a deschis ușa aici lângă mine. Ce proști sunt ăștia și tot mă bat. Aia e problema, că sunt proști. Ăștia au venit cu semne de comando pe ei. Uite că a venit comando băiatul ăsta. Mori comando băiat ce ești! Muriți, bă, muriți! Repede încarcă. Ce bine că-s ferestrele astea antiglonț. Bine, e bine că-i prind așa cum intră aici. Stai că mai e unul aici după ușa asta. Nu! Ce s-a deschis? L-am bătut, bă! L-am bătut și pe ăsta mare, bă, ești nebun? L-am dovedit pe prostovan. Bun, aici e lavă, e multă magmă, pot să o ating. Mi-a dat damage. Cred că am găsit ceva. N-am găsit nimic? Nu-i nimic aici? Dacă arunc cu fire extinguisher-ul ăsta în magma aici. Da, n-a făcut nimic. A, uite, mai e viața aici să-mi bag.
Așa. Ok, nu cred că e nimic important pe camp pe nicăieri. O, viață! O, viața mea, dă-o încoace, o, da. Wow, s-a deschis o ușă. Deci m-am întâlnit cu domnul ăsta roboțel care se pare că e de treabă și că e de partea mea. Mi-a zis că se întâmplă niște chestii stranii aici pe care nu le putem ști și că lumea încearcă să mă ducă către un reactor ca să fac nu știu ce. Dar nu știu ce, mă urc în liftul ăsta și continui drumul. Bă, dar liftul ăsta m-a dus jos de unde am plecat. Mamă, iară magmă, bă, uite câtă magmă e aici, bă, ești nebun la cap. Am sărit în lavă. Mi-am dat foc. Mi-am dat foc să-mi bag picioarele. Dă-i drumul la magma asta de pe perete de aici. Ia să vedem. Ce avem aici? De tras o manetă. Sunt în tărâmul lavei. În tărâmul labei. Trebuie să trag în chestia aia de acolo. Chiar asta trebuie să fac. Foarte bine, frate. Bravo. Uite încă niște de-astea. Nu mai pot să iau. Am luat prea multe. Cred că vine un boss fight sau ceva la cum mă pregătește jocul. A, sunt niște roboți pe care trebuie să-i bat, cred. A, nu. A venit căcatul din anusul meu să se bată cu mine. E partea a doua. Știți că de fiecare dată după ce mănânci pui picant, te-ai căcat odată și crezi că ai terminat totul. Dar nu. Nu. Uite, se întoarce căcatul și vrea să iasă din tine cu și mai multă forță. Oh, 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 oh. Ce-a făcut ăsta, bă, băiatul meu? Stai așa că mi-a dat o labă de urs de n-am mai știu ce-i cu mine, nu mai am viață. Lasă-mă să-mi dau viață, ok? Doamne, ferește, să mă ierte, domnul. Uite-l, uite-l, el e. Mamă, cu ce a tras cu flăc, m-a omorât. Nu, uite, uite cum îmi trage cu flacăra aia. Ce dracu, cum să mă ascund eu de asemenea lucru, bă, băiatule? Dar ce să, cum să sting eu asemenea flăcări, bă? Cum să sting eu asemenea flăcări, ești nebun la cap? Uite-l, că acum se enervează, cred că și îmi trage cu... cu lavă, cu magmă, cu... Cum să mă feresc de magma asta? Nici nu știu ce mi se întâmplă aici. We have to be friends. Uite acum, ce să fac la așa ceva? Ce să fac, vărule, la așa ceva? Bă, are un scut de magmă în jurul lui acum. Uitați-vă la el, frate, cum arată, bă, că-i supărat rău de tot. Bursucu. A vrut să mă muște căcatul. O să trag cu shotgun-ul în el. Îi arunc asta. Stai că trebuie să mai iau fire extinguisher-uri de astea. Da-te în slobos să te duci că mă pârjolește. N-ai ce să-i faci, frate, la bursuc. N-ai ce să-i faci, bă, dacă nu moare odată, mor eu. Doamne, a murit bursucul? A murit bursucul, l-am omorât? Ci că n-a murit. Și trebuie să ies de aici cât pot eu de repede. Acum ies, frate, stai liniștit. Că fug de bursuc. Crește magma asta din ce în ce mai mult? A, uite-l, cred că e acolo. Trebuie să fug. Repede, nici n-am idee cum am scăpat din toată chestia asta. Ia uite, bă, a plecat bursucul. A, ba nu, s-a întors. S-a întors bursucul, ești nebun la cap? Aulău, aulău, trage după mine, bă, pe aici. Nu, 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 nu. Merg printr-un labirint, ce fac? M-am pierdut. M-am pierdut prin labirint. A, aici mi-a tras bursucul. Pe aici, cred că trebuie să merg. Bă, nu, 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 nu. Ajung, cred. Ai de bro. Stai că cred că pe aici trebuie să-i arunc cu ceva în gură să-l omor pe bursuc. Îi arunc cred că de asta în gură și-l omor pe bursuc. Ia, hai mușcă. I-am aruncat-o de aia în gură. Un fire extinguisher, ia uite. L-am stins pe bursuc. O clasică experiență după ce mănânci hot wings și-ți vine să te caci. Ok, unde m-am urcat aici? Bună ziua. Bine, acum am aflat ce înseamnă geothermal station. Așa, mamă ce repară roboțelul ăsta, peretele ăsta. Open interior. Ce să deschid la interior? Ce am deschis aici? S-a deschis ceva? Mi-am deschis mie o ușă, aparent. Am deschis ușa asta și ce? Acum că... Nu, nu, nu! Mamă, ce-am scăpat, bă, era să mi se închide ușa în fața ochilor. Voiam să mă mai ieși eu pe aici. Ai, ce prostovan sunt. Ce prostovan sunt că cred că pe acolo era drumul. Mamă, ce mare e zona asta, ce frumos arată scrisul ăla acolo. Trenul ăla trebuia să vină să mă ia pe mine. Ce pot să zic? Bine că nu eram în trenul ăla. Bun, deci se pare că trebuie să mă duc să-mi fac singur rost de un tren, pentru că trenul ăsta care a trebuit să mă ia pe mine a deraiat. Sigur nu o să am nicio problemă cu crabul ăla gigantic. Hello, friend, we are friends. Pare că chiar suntem prieteni. Pare că mă duce spre drumul lui. Dacă îl împușc, se întâmplă ceva cu el? E prietenos, uite-l. Doar pleacă. L-am omorât, totuși. Bun, o să las crabii ăștia în pace. Dar bine că roboții ăștia numai cu mine au treabă, bă, dar de ce sunteți așa răi cu mine? Da, întrebase omul care a omorât crabii care stăteau degeaba și nu făceau nimica. A început o muzică care pare de bătaie. Oh, stai că am găsit un loc în care pot să-mi upgradez armele. Cine a tras așa în mine? E un sniper care trage după mine, bă, ești nebun la cap? Ce-i cu sniperul ăla, frate? Nu mă mai pot mișca dacă am sniperii ăștia care trag după mine. Ești nebun la cap? Stai să încerc să-mi pun upgrade-ul de armă. Bro, că nu pot. Fut-ți mătii de joc cu mătii să-ți și mâine în mătii. Gata, mi-am pus upgrade-ul la armă, mi-am pus holographic sight. Acum o să pot să trag în nenorociții ăștia. Unde-s băieții care trag cu sniperul în mine? Și cum pot să ajung dintr-o parte în alta? M-am băgat aici înăuntru, în speranța că pot să bat sniperii ăia. Nici nu-i văd de la câtă puțină viață am.
Mi-a tras în cap, m-a omorât. Mă duc repede pe scările rulante. Bine că le-am luat pe astea care urcă invers. Nu-i nimic că mă teleportez pe ele. E rău, e bun, e cu mine, e versus mine. Cred că e sniperul. Nu mă iau de băieții ăștia acum că n-am viață. Oh, sunt sniperii. Sunt sniperii aici. Eu mai am 5-16, cum pot să-i bat? Oh, mi-a pus pe ținta pe cap. Bă, trebuie să găsesc ceva ce să-mi dea viață, că nu mai am viață deloc. Nu mai văd, bă, mi s-a cețoșat toată imaginea. Ia uite-i, bă, ies de după colț și pun ținta pe mine. Nu, cred că-i planul. E să dau sprint și să-i omor cu shotgun-ul. Da, foarte bun plan, ținând cont că nu nimeresc până acolo, că nu trage shotgun. Bă, dar nu moare, mă, odată. L-am omorât, e gata. Trebuie să-mi dau viață neapărat de la astea. Mamă, ce e asta, frate? A venit să se bată cu mine? Bro, nu pot să bat asemenea chestie, frate, nici tiranozaurii ăia mari nu-l omoară. Am scăpat. Nu cred că am scăpat. Platform closet, mult mai bine. Sper că s-a dus într-un loc mai bun. Pe unde trebuie să merg? Oh, cred că m-a văzut. Cu siguranță m-a văzut. Foarte bine, haideți dacă aveți tupeu. I-am rezolvat pe toți, n-au mișcat, căcănari ăștia. Ce dracu e aici? De ce se deschide ușa asta dacă nu-i nimic aici? Sunt doi roboți după ușa asta, ce fac? Cred că pe aici trebuie să trec oricum. S-au aruncat în mine ca taurii. Nu. Taurii obosiți sunt ăștia. Nu, îmi dau charge, calmați-vă. Gata, i-am bătut. Bravo, tătuche, i-ai bătut. E smegmă neagră pe aici. Înseamnă că o să se întâmple să mor eu acum imediat de inimă. Ce se întâmplă în această zonă minunată? Cu siguranță nu o să fie un monstru negru care o să vrea să mă omoare sau ceva de genul. Nu, de ce ai crede asta, frate? Păi nu știu, uite, doar la cum arată zona asta, poate îți vine să crezi, dacă chiar îți vine să crezi sau nu. Băruțul meu, ce trebuie să fac în cazul ăsta? Oi, ce s-a apucat să tragă? Nu, e nașpa situația. E vreo butelie pe aici? Da, butelie era aici, asta îmi trebuia. Nu. Bă, dar de ce? Bă, eu trag cu shotgun-ul în fața ochilor mei și nu-i omor pe ăștia. One grenadier, two grenadier, three grenadier, four grenadier. Ok, uite, cu one grenadier. Nu. Am lăsat grenadierul, am fugit, așa. Hai să vedem cine mai are curaj să se pună acum cu mine ca în grenada la mine. Ia frate, ți-am dat grenada. Am grenada în mână, dacă mă omorâți bubuim toți. Upsii, grenadier. Ok, e baza de date a mea cu filme porno. Mamă, sărăcuțu, bă, uite-te la el, ce drăguț e. Vrea să scape, bă, Targeli îl cheamă. New Enciclopedia Entry Targeli. Trebuie să scape pe Targeli de aici. Te scap eu de acolo, frate. Nu, cred că mai mult rău i-am făcut. Ok, domnule Targeli, lasă-mă să mă gândesc cum să te scap eu de aici. Vărule, cum pot să te ajut? Spune-mi și mie, bă, nu te uita la mine cu ochiul ăla mare albastru. Mai încercăm cu o grenadă. N-a funcționat. Încercăm cu un flame disgaster de-asta. N-a funcționat. Ok, se pare că sunt atât de prost încât am încercat toate metodele în afară să trag de chestia asta. Tot ce trebuia să fac e să pun mâna pe chestiile astea și să le trag. Mamă, ia uite-l cum a ieșit. Și acum presupun că suntem prieteni? Yeah! Și acum vine după mine? Sunt ca un fel de mama lui? Yeah, sunt mama lui Targeli, bro. Sunt mama lui Targeli. Am un copil, bro. Oh, sunt mulți copii aici. Bă, dar tu nu faci nimica, frate, du-te și bate-te cu ei sau ceva. Că doar nu te-am scăpat pe gratis, înțelegi? Haide, ăsta trage prin geam aici, nici măcar nu știe cum să tragă. Mă simt mai puternic și mai invincibil cu Targeli aici de față. Se pare că domnul nostru Targeli nu e foarte util, aparent. Stai, ce face? Se urcă pe perete și îmi face și mie scările. Ia uite-l cum merge. Fă-mi și mie scările astea să iasă din perete, frate, dacă am încet te miști. Ia uite-l, i-a crescut mâna și a dat cu capul de tastatură și a reușit. Gata, frate, bravo, sunt mândru de tine, Targeli. Dacă sunt monștri de ăștia, băieți de ăștia, să presupun că pe aici e drumul. Mamă, câți de ăștia sunt aici? Bate-te cu ei, Targeli, fă-le ceva. Bate-te cu ei, Targeli, arată-le cine e șeful. O să-ți spun Costel, că mi se pare un nume mai potrivit pentru tine, ok? Bate-i, Costel, ei dezvoluit spatele, Costel s-a lipit de el. Costel, bravo. L-a bătut Costel. Oulă, a venit T-Rex. Costele, ne bate T-Rex ăsta, ești nebun la cap. Gata, bă, dar e bun Costel, frate, și face treaba, ești nebun la cap. Cred că pe aici trebuie să mergem. Sper că nu își bagă ghearele după mine să mă moare sau ceva. Și sper că e prietenos. Se pare că chiar era prietenos, e în regulă. Mamă, câte grenade sunt aici, vine ceva, boss fight sau ceva? Bun, gata, am aruncat cu grenadele. Wow, n-am aruncat suficiente, aparent. Ai,
era o turetă acolo. Mamă, dacă îmi vorbește ăsta aici. Stai că se atrage după Costel, dar nu știe că eu ies după colț și dau una. Ia să vedem, aici trebuie să apăsăm pe chestii, pe butoane. Take control, cred că am dat. Continue on holographic interface. Adică aici, a, ok. Mă descurc, stați liniștiți. Știți că sunt la fizică când trebuia să fac conexiuni de alea cu X, Y, Z, A, B, C. Stai că trebuie să unesc toate drumurile astea care duc la Roma. Toate drumurile duc la Roma. E bine de știut că niciunul din drumurile astea nu-i bun. Aici el a stricat, bun. Acolo-i trenul, trebuie să vină până aici. Drumul ăsta trebuie să treacă pe aici, cred. Bun, pe aici nu-i bine că se termină. Nu e, bă, niciun drum bun. Voi vedeți că nu e niciun drum bun, ești nebun la cap? Bă, n-are nicio legătură, frate, ești nebun la cap? S-ar putea să fie ăsta pe aici bun. Și ăsta duce în dead end. Atunci s-ar putea să fie ăsta de aici bun. Ăsta duce în dead end. Deci ăsta pleacă așa. Se duce așa, 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 dead end. Am reușit, bă! Nu știu cum am reușit, dar am reușit. Aoleo, ia uite-l pe ăla acolo, bă, mă așteaptă să mă bată. Bun, deci tocmai ce urmează să mă bat cu o mașinărie care n-are absolut niciun punct slab. Ia uite cum și-a încărcat arma aia să tragă, bă, ești nebun la cap. Trebuie să-i trag doar la cap și să-i sparg sticla aia din cap și atât. Asta e singurul lucru pe care îl pot face. Oh, Doamne, zici că trage cu galaxii după mine, bă. Uite că se pare că i se sparge ăla. I s-a spart ăla, cred că. I s-a spart căpățâna. Nu! No! Wow, ce mi-a tras în cap, cred că. Unde-i Costel, bă, care m-a lăsat amanet să mă cac în gura lui de Costel? Doamne, ferește că mi-a dat de fiecare dată cu galaxia Calea Lactee în cap. Nu știu dacă a fost o idee foarte bună să fug pe aici, dar eu am fugit. Mi-e dor de Costel. El nu poate să tragă prin asta. Eu pot să trag prin asta. De câteva ori se pare că e prea mult pentru mine să-i nimeresc capul. Ok, cu aia poate să tragă pe aici. Nu, mi s-a închis cara. Păi și unde-i Costel, frate? Unde-i Costel când ai nevoie de el? Mă folosesc de căbănuța asta mică în care mă aflu, că poate-i trag mai bine. Și am și punctele astea unde mă pot ascunde. Unde-i Costel când ai nevoie de el, frate? Poate pot să-i trag o grenadă acum care capul spart. Nu știu, am dat cu un fire extinguisher, dar nu știu de ce. Ce crezi că eu nu pot să trag la fel ca tine sau cum? Nu știu pe ce parte încearcă să vină să tragă după mine. Pe ce parte încearcă ăsta să tragă, bă, băiatule? Mamă, ce nebun e că trage în clădire. S-a rostogolit, cred că e pe aici pe undeva. L-am bătut. Am reușit, bă, l-am bătut. New Encyclopedia Entry. Am reușit, bă, l-am bătut, l-am omorât. Uite că vine și trenul. Gata, am scăpat. L-am pierdut puțin pe Georgica. Nu știu unde. Oh, lău, să ăștia te trag cu sniperul după mine. Da te dracu că mă omoară sniperul acum. Nu, 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 fugi, fugi pe scări, fugi pe scări, fugi pe scări, frate. Mamă, ce era să mă bată fix acum. Alo, sunt în tren. De ce trageți în mine? Nu mai trageți, bă, în mine că mă omorât, sunteți nebun la cap. Ia uite-te, bă, trebuie să mă feresc de ei, încă trag în mine și mai și trag prin tren. Am plecat, gata, salut. V-am pupat. Se aruncă în lavă trenul. Stai să mă duc așa să văd pe unde merg. Oh, Doamne! A venit mega gândacul gigantic după mine să mă omoare. Bă, băiatule, bă. Și eu care credeam că aia era cea mai mare problemă. Nu, 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 stați liniștiți. E super crabul care mi-a dat o palmă în cap. Doamne, ce topeală e cinematicul ăsta. Da, ăștia vorbesc aici în caz că nu v-ați dat seama. Băiatul ăla e o piramidă care îi zice: Fun fact, the game only gets worse from here on. Ce bine. Încă o zi minunată în VR în care mor de nervi și de AVC cauzat din cauza nervilor. Vă urez o zi bună și Doamne ajută!